frumoasă stivă, alcătuită din Gabriel Andrei, Ciprian Drobotă, Sorin Engel, Cristinel Popescu, cu drapelul în suprafață de 500 de metri pătrați. Undeva mai sus, alcătuiți acum și o suprapunere de 3. Cătălin Costache, Andrei Florian și Gabi Bălășcău. Aplauze! Vedem formația White Wings, formația Blue Wings, formația reprezentativă de parașutism Aeroclubului României. Parașutiști specializați în lucruri relativ pe cupolă, ceea ce înseamnă prinderi în aer, stive de parașute pe care le realizează acești oameni. De asemenea, aterizare la punct fix și aterizare superbă. Alex Nicolau pe platforma de beton Aeroportului Internațional Aurel Vlaicu. Haideți să-l aplaudăm, doamnelor și domnilor. Bravo lui. E bine că n-am fost eu unul dintre parașutiști. Sigur, aterizam în gard într-un pom, chiar dacă acel pom nu exista. Îl găseai tu undeva. Minunată imagine cu acești parașutiști minunați, care merită aplaudați. Iată că mai ieșit și rima. Haideți să aplaudăm când aterizează la sol. Și acum! Iată că urmează următorul. A făcut și un șpagat în aer și în... Ia uitați-vă, sfoara, șpagat! 3, 2, 1 și... Și acum face și roata. Următorul va face roata țiganului. Da, mă, trebuie să vă spun, respectatorii, că Aeroclubul României, uite-le, uite-le. Este ocupantul locului 3 mondial în anul 2022 la campionatul internațional desfășurat în Cehia. Aplauze! Iată că urmează o parașutare cu drapelul național, care merită aplaudată! De asemenea, deținem un loc 3 la World Cup Series. World Cup Series 2022, desfășurat în Italia, și locul 1 la East European Cup 2022, care a avut loc în Bulgaria. Urmează o nouă rundă de aplauze, iată, și